Bine v-am regăsit la Lumea nu este cum crezi. Unul dintre comentariile recente ale canalului mi-a amintit că multă lume crede că vara este mai cald pentru că suntem mai aproape de soare. Așa că pornind de aici, vreau să discutăm câteva lucruri despre planeta noastră și mai ales despre anotimpuri, lucruri pe care unii nu le știu, iar alții le înțeleg greșit. Întâi, când la noi, în emisfera nordică, este vară, în emisfera sudică este iarnă. Și atunci explicația care spune că vara e mai cald pentru că suntem mai aproape de soare, cade imediat, dacă știi acest lucru. Dacă anotimpurile ar apărea datorită variației distanței dintre Pământ și Soare, atunci ar trebui să fie vară sau iarnă în același timp pe toată planeta, pe tot Pământul. Dar în Australia, Moș Crăciun vine vara. Luna decembrie este lună de vară acolo. Și nu numai acolo, după cum vedeți pe hartă, la fel este în cea mai mare parte a Americii de Sud și în sudul Africii, adică în toată emisfera sudică. Și atunci, de ce apar anotimpurile? E adevărat că Pământul nu se găsește tot timpul la exact aceeași distanță de Soare. Traiectoria mișcării Pământului în jurul Soarelui nu este un cerc, ci este o elipsă. Asta înseamnă că e adevărat că distanța Pământ-Soare este variabilă, jumătate de an crește, jumătate de an scade. Dar desene de genul celui pe care îl vedeți acum induc în eroare. De ce? Pentru că excentricitatea elipsei, adică mai simplu spus, turtirea elipsei, traiectoriei Pământului, este mult exagerată în astfel de desene. Punctul de pe orbită în care Pământul este la distanța maximă de Soare se numește afeliu. Vedeți aici acest punct. Iar punctul în care Pământul se găsește la distanța minimă de Soare se numește periheliu. Diferența dintre distanța maximă și cea minimă este, în cazul Pământului, de aproximativ 5 milioane de kilometri. Pare mult, așa-i? Dar dacă o comparăm cu distanța medie a Pământului față de Soare, care este de aproximativ 150 de milioane de kilometri, vedem că diferența reprezintă doar aproximativ 3,5%. Dacă ne-am apropiat și ne-am îndepărtat de o sobă care se găsește la 3 metri de noi, procentual, tot atât cu cât se apropie și se îndepărtează Pământul de Soare, ar însemna 10 centimetri. Credeți că dacă m-aș duce cu 10 centimetri mai aproape de o sobă care se găsește la 3 metri distanță, mi-ar fi mai cald? Iar dacă m-aș duce cu 10 centimetri mai departe de sobă, mi-ar fi mai frig? Eu cred că nu. Dacă ținem seama de acest 3,5%, desenul corect al orbitei Pământului în jurul Soarelui este cel în care avem impresia că orbita este un cerc. Adică ceea ce vedeți aici, atât de puțin este turtită elipsa traiectoriei Pământului. Și aici vreau să fac o paranteză. Reprezentarea orbitei Pământului exagerând excentricitatea, așa cum ați văzut în acest desen, este făcută cu un scop didactic, să ducă la înțelegerea faptului că traiectoria nu este cerc, deci este scuzabilă. Dar o lege a lui Murphy spune că se poate întotdeauna mai rău. Am văzut reprezentări total greșite ale orbitei Pământului în jurul Soarelui, care nu apar din cauze didactice. De pildă, am văzut orbita Pământului reprezentată, așa cum vedeți în acest desen, practic ca un cerc, dar Soarele nu se găsește în centrul cercului. O asemenea orbită este imposibilă. O planetă nu se poate mișca pe o asemenea orbită. Sau,
Am văzut desene în care orbita era desenată ca o elipsă, așa cum vedeți aici, dar soarele nu era într-unul din focarele elipsei, așa cum ar trebui, ci era în centrul elipsei, adică acolo unde se intersectează cele două axe ale elipsei. Din nou, este o orbită imposibilă. O planetă nu se poate mișca în acest fel în jurul Soarelui. Astfel de greșeli nu apar pentru că s-ar urmări un scop didactic, ci apar din ignoranță și, din păcate, nu fac altceva decât să inducă în eroare. Deci, nu sunt scuzabile. Să revenim. Dacă diferența dintre distanța maximă și cea minimă față de Soare, în cazul Pământului, reprezintă doar 3,5% din distanța medie, înseamnă că această diferență nu poate explica existența anotimpurilor. Atunci, care este explicația? Dacă puneți cuiva întrebarea de ce este vara mai cald decât iarna, primiți fie răspunsul greșit, cel despre care am vorbit până acum, legat de variația distanței dintre Pământ și Soare, fie un răspuns complicat legat de înclinarea axei Pământului față de orbita lui, de unghiul sub care cad razele Soarelui pe suprafața Pământului și așa mai departe. Încercați și veți vedea că am dreptate. Foarte puțin vă vor da răspunsul simplu, cel care explică în mare măsură, chiar dacă nu în totalitate, existența anotimpurilor. Vă voi spune întâi care este acest răspuns simplu și apoi voi face o analiză mai amănunțită. Răspunsul simplu este următorul. Dacă ne referim la unul și același loc de pe suprafața Pământului, evident, vara este mai cald decât iarna, deoarece vara, soarele este mai mult timp pe cer decât iarna. Ne dă căldură mai mult timp. De pildă, la latitudinea de 45 de grade, paralela 45 trece prin țara noastră, așa că vorbim acum despre România, în luna decembrie, soarele răsare pe la 7:30 și apune pe la 4:30, deci este cam 9 ore în medie pe cer în fiecare zi. Sigur că orele acestea depind de dată și de loc, dar acestea sunt valorile medii aproximative. În luna iunie, soarele răsare pe la 5:30 și apune pe la 9, ceea ce înseamnă că este cam 15:30 zilnic pe cer. Ca să fac explicațiile mai simple, de aici încolo voi folosi de multe ori cuvântul zi cu sensul de perioada din 24 de ore cu soarele pe cer, adică opusul cuvântului noapte, care are sensul de perioada tot din 24 de ore în care soarele nu se găsește pe cer. În acest fel, răspunsul pe care îl căutăm poate fi formulat și mai simplu. Vara este mai cald decât iarna, pentru că vara, ziua, este mai lungă decât iarna. Sau, cu alte cuvinte, vara, ziua, este mai lungă decât noaptea, iarna, noaptea, este mai lungă decât ziua. Putem face din nou comparație cu o cameră, cu o sobă. Dacă soba funcționează 9-10 ore pe zi, atunci temperatura medie în cameră va fi mai mică, evident, decât în cazul în care soba funcționează 15-16 ore în fiecare zi. Să mergem mai departe și să ne punem două întrebări. 1. De ce este vara, ziua, mai lungă decât iarna? Și 2. Mai sunt și alți factori care contribuie la diferența de temperatură medie dintre vară și iarnă? Să vedem care este răspunsul la prima întrebare, care este cauza variației timpului în care soarele se găsește zilnic pe cer. Sunt sigur că v-ați jucat în copilărie cu un titirez sau sfârlează sau prâsnel, depinde de regiunea în care ați copilărit. Cred că toți ați fost intrigați de faptul că titirezul nu cade, își păstrează verticalitatea axei de rotație atâta timp cât se rotește. Dar nu știu câți ați văzut cum se rotește un titirez în imponderabilitate. Vedeți asta acum. Observați cum titirezul își păstrează orientarea în spațiu.
Ei bine, noi trăim pe un uriaș titirez care se rotește în vid. Pământul se rotește în jurul unei axe care trece prin cei doi poli geografici și își păstrează orientarea axei în spațiu, la fel cu titirezul pe care l-ați văzut rotindu-se în imponderabilitate. Într-un an, Pământul descrie un cerc complet în jurul Soarelui. Asta sărbătorim la Revelion, că am mai făcut un cerc în jurul Soarelui. Dar axa de rotație a Pământului este înclinată față de planul orbitei în jurul Soarelui, așa cum vedeți în desen, cu aproximativ 23 de grade și jumătate. Și Pământul se rotește în jurul Soarelui, păstrându-și poziția axei de rotație, adică tot timpul unghiul axei proprii de rotație face unghiul de 23,5 grade cu planul orbitei de revoluție a Pământului în jurul Soarelui. Din această cauză, așa cum vedeți pe desen, o jumătate de an emisfera nordică este iluminată mai mult timp, iar o jumătate de an emisfera sudică. Poziția notată cu 1 corespunde echinocțiului de primăvară în emisfera nordică, fiind primăvară în acel moment, în cea sudică este toamnă. El are loc în jurul datei de 20 martie, iar poziția notată cu 3 corespunde echinocțiului de toamnă, care are loc în 22-23 septembrie. În acel moment este toamnă în emisfera nordică, dar este primăvară în emisfera sudică. Ziua este egală cu noaptea doar când Pământul se găsește în aceste două poziții notate pe desen cu 1 și 3. De la echinocțiul de primăvară până la cel de toamnă, ziua este mai mare decât noaptea în emisfera nordică, iar de la echinocțiul de toamnă până la echinocțiul de primăvară, noaptea este mai lungă decât ziua în emisfera nordică. Sau cu alte cuvinte, de la poziția 1 până la poziția 3, Pământul arată mai mult partea lui nordică, emisfera nordică, Soarelui, în timp ce în perioada de rotație de la 3 la 1, Pământul expune mai mult emisfera sudică, Soarelui. Pozițiile 2 și 4 corespund solstițiilor. 2 corespunde solstițiului de vară, 20-21 iunie. Atunci este cea mai lungă zi în emisfera nordică, în sensul evident cu perioada cea mai mare cu soare pe cer. Și este cea mai lungă noapte în emisfera sudică. Iar poziția 4 corespunde solstițiului de iarnă, 21-22 decembrie, atunci este cea mai lungă noapte în emisfera nordică, respectiv cea mai lungă zi în emisfera sudică. Ceea ce trebuie să înțelegem este faptul că atunci când ziua este mai mare decât noaptea într-o emisferă, în cealaltă emisferă, noaptea este mai lungă decât ziua. Asta face ca atunci când este vară într-o emisferă, să fie iarnă în cealaltă, după cum vedeți în acest desen. Pentru punctele A și B din emisfera nordică, mai mult de jumătate din cercul pe care îl descriu în 24 de ore, odată cu rotația Pământului, este în lumina Soarelui. Deci ziua este mai lungă decât noaptea. Dar punctele D și E se vor găsi mai mult de jumătate din timp în zona de întuneric, adică pentru ele noaptea este mai mare decât ziua. Pentru punctul C și pentru toate punctele mai la nord decât el, soarele nu apune niciodată, nu există noapte. În schimb, pentru punctul F și pentru toate punctele mai la sud de el, soarele nu răsare niciodată. Este tot timpul noapte. Acum să vedem dacă mai sunt și alți factori care contribuie la apariția anotimpurilor. Există și cel mai important este legat de unghiul sub care cad razele soarelui pe suprafața Pământului. Acest factor devine evident dacă ne gândim la următorul lucru.
În perioada de vară, în emisfera nordică, cu cât suntem mai la nord, cu atât ziua este mai lungă. Dar cu toate astea, nu se face tot mai cald pe măsură ce ne apropiem de polul nord, ci dimpotrivă se face tot mai frig. Să vedem de ce. În desen se vede Pământul în perioada în care în emisfera nordică este vară. Punctele A, B și C descriu în 12 ore semicercurile AA', BB', respectiv CC'. Deoarece noi vedem doar jumătate din suprafața Pământului, deci vedem doar jumătate din cercurile pe care le descriu aceste puncte în 24 de ore. Se observă însă că odată cu creșterea latitudinii, crește și timpul în care un punct se găsește în zona luminată de soare, adică crește durata zilei. Ziua este mai lungă pentru punctul B decât pentru punctul A, iar punctul C deja se rotește pe un cerc care are toate punctele luminate de soare. Pentru cei care se găsesc în punctul C sau mai la nord decât acesta, nu mai există noapte. Soarele doar se rotește deasupra orizontului, dar nu apune niciodată. Dar cu toate că ziua se face tot mai lungă dacă ne deplasăm spre nord, temperatura nu crește, ci dimpotrivă se face tot mai frig. Vă dau un exemplu concret. Vedeți aici harta Europei. Într-o zi de vară, în Estonia, ziua este mult mai lungă decât în Grecia, pentru că Estonia este mult mai la nord, la o latitudine mult mai mare decât Grecia. Cu toate astea, temperatura medie în Estonia este mult mai mică decât temperatura medie în Grecia. Acest lucru se datorează, așa cum am spus, unghiului sub care cad razele soarelui pe suprafața Pământului. Priviți acest desen. Este din nou o zi de vară în emisfera nordică. Se pot observa două fascicule cilindrice cu același diametru de raze solare care cad unul la ecuator și unul la o latitudine nordică destul de mare. Se vede clar că aceeași radiație solară iluminează o suprafață cu atât mai mare cu cât suprafața se găsește mai aproape de polul nord. Aceeași cantitate de radiație cade la ecuator pe suprafața notată cu 1, iar mai aproape de poli pe suprafața notată cu 2. Dar suprafața 2 este mai mare decât suprafața 1. Și dacă aceeași radiație cade pe o suprafață mai mare, ea produce o încălzire mai slabă. Cu alte cuvinte, în zona 2 este mai frig decât în zona 1. Dar unghiul sub care cad razele soarelui nu variază doar în funcție de latitudine, adică nu are doar o variație geografică. El are și o variație în timp. Dacă ne gândim la un anumit loc de pe suprafața Pământului, atunci vara, razele soarelui cad mai aproape de verticala locului respectiv decât iarna. În acest desen puteți vedea două puncte care se găsesc la aceeași latitudine și razele de soare care cad pe punctele respective. Și se vede foarte bine că în desenul de sus, în care este vară în locul respectiv, unghiul sub care cad razele soarelui este mult mai mic decât în desenul de jos, unde avem iarnă în punctul respectiv. Și această variație a unghiului sezonieră contribuie și ea, bineînțeles, la apariția anotimpurilor. Pentru cel care privește cerul, variația unghiului sub care cad razele soarelui înseamnă, de fapt, variația înălțimii față de orizont la care persoana respectivă vede soarele. Gândiți-vă cât de sus este soarele la amiază vara față de înălțimea maximă la care ajunge soarele, adică tot la amiază, iarna. Cu albastru este desenată traiectoria soarelui pe cer într-o zi de iarnă, iar cu roșu traiectoria lui într-o zi de vară, așa cum vedem că se mișcă soarele din emisfera nordică. Dacă vreți să știți cum se mișcă soarele pe cer în emisfera sudică, puteți să vedeți acest lucru în clipul nord sau sud.
găsiți linkul în descriere. Se vede că traiectoria de vară este mai lungă decât cea de iarnă, adică ziua este mai lungă, vara, dar se vede încă ceva, și anume că soarele este mai sus pe cer, adică unghiul sub care cad razele lui este vara mai aproape de verticala locului. În concluzie, variațiile periodice sau sezoniere ale temperaturii medii pe Pământ se datorează odată variației timpului în care soarele este pe cer în fiecare zi și a doua oară variației unghiului sub care cad razele soarelui pe suprafața Pământului, dar ambele fenomene se datorează faptului că axa de rotație a Pământului, axa lui proprie de rotație, nu este perpendiculară pe planul orbitei lui în jurul soarelui, ci face acel unghi de aproximativ 23 de grade și jumătate. În final, încă ceva. Planetele a căror axă de rotație este perpendiculară pe planul orbitei lor în jurul unei stele și care mai îndeplinesc și condiția că orbita lor în jurul stelei este practic un cerc, este foarte aproape de un cerc, nu au anotimpuri. Acolo există doar o variație geografică a temperaturii, adică este cald la ecuator și se face tot mai frig pe măsură ce ne apropiem de poli, dar nu există o variație sezonieră a temperaturii, adică nu există anotimpuri. Dacă ne vor vizita cândva extratereștrii care locuiesc pe o astfel de planetă, atunci va fi destul de greu să le explicăm celor care nu cunosc astronomia dintre ei, ce înseamnă cuvântul anotimp. Dar există oare planete a căror axă proprie de rotație este perpendiculară pe planul orbitei lor de revoluție în jurul unei stele, iar orbita respectivă este cerc? Există cu siguranță. De unde știm? În acest desen vedeți toate planetele sistemului nostru solar, și puteți de asemenea vedea unghiul pe care îl face axa proprie de rotație a fiecăreia cu orbita ei de revoluție în jurul Soarelui. Și puteți observa că și în sistemul nostru avem o planetă care are axa proprie de rotație practic perpendiculară pe planul orbitei ei, și anume planeta Mercur. Și, încă ceva, nu se vede pe desen, dar vă spun, avem chiar și o planetă a cărei orbită în jurul Soarelui este practic un cerc, adică este și mai puțin turtită decât orbita Pământului. Aceasta este planeta Venus. În final, putem da răspunsul complet la întrebarea de ce este vara mai cald decât iarna. Răspunsul se referă, bineînțeles, la unul și același loc de pe suprafața Pământului și este următorul. Deoarece vara, soarele este mai mult timp pe cer în medie în fiecare zi, iar razele lui cad mai aproape de verticala locului respectiv. Dacă ați crezut că anotimpurile pe Pământ apar deoarece suntem uneori mai aproape, alteori mai departe de Soare, atunci lumea nu este cum credeți. Și încă ceva, de fapt, când la noi, în emisfera nordică, este vară, suntem mai departe de Soare decât iarna. La revedere!